Băi, vă... Doamna Terceanu, sunteți în lacrimi. Vă așteptați la această sentință din partea magistraților? Faceți-ne puțin. Dacă ați dat timpul înapoi, acum ați mai face la fel, doamna Terceanu? Ce se întâmplă cu fetița dumneavoastră acum de 7 ani? Cu cine rămâne? Dacă ați dat timpul, ați mai primit mica? Ușor să nu vă loviți. Ușor. Până la urmă, dacă tot s-a terminat acest proces. Ce spun părinții dumneavoastră de toată această situație? Credeți că ați făcut de râs magistrații din România? Sunteți pregătită pentru asemenea acțiune? Cum e justiția din România, doamna Terceanu? Trebuie să recuperați, să dați acum și banii înapoi. A fost un dosar făcut la comandă? Faceți un pic de loc, vă rugăm. Doamna Terceanu, de ce nu doriți? Nu aveți de transmis niciun mesaj? Să vorbiți cu noi?